Lipsa forței de muncă și interesul scăzut al tinerilor pentru domeniul agricol au făcut ca tot mai multe suprafețe de teren să rămână nelucrate. De exemplu, în bazinele legumicole din județul Dâmbovița, majoritatea fermierilor sunt în vârstă. Ei spun că de la an la an le este tot mai greu să lucreze pământul. Este unul dintre principalele motive din cauza cărora suprafețe întregi de teren sunt lăsate în paragină și năpădite de buruieni. Am observat că aici în zonă sunt foarte multe terenuri lăsate nelucrate. Care credeți că este motivul? Noastră cunoașteți mai bine această problemă. Cred că sunt două motive pentru care nu se mai lucrează terenul. În primul rând, tinerii nu mai lucrează grădină, au plecat în străinătate sau București, au luat servicii. Deci, sub 40 de ani nu mai găsești. Și mai sunt câteva familii peste 40 de ani, dar cred că număr pe degetele de la o mână mai sunt care lucrează. Și în al doilea rând, nu mai e vânzare. Odată cu supermarketurile astea, la piață se vinde greu, clienți puțini, de asociat nu se asociază ca să poată să vândă la supermarketuri. Cam astea sunt motivele. Din păcate, sunt și foarte multe terenuri necultivate. Sunt, da. Mai mult de jumate, din cauza că trebuie foarte atenție pe udat, mai mult. Nu mai... Foarte mulți abandonează. Care credeți că e cauza? Păi, mai multă muncă decât la un job bine plătit și automat lumea zice mai bine mă duc în altă parte că câștig mai bine în același timp. Sunt foarte multe terenuri nelucrate. Care credeți că este motivul? Nu să știți mai bine situația din teren. Tinerii au plecat în străinătate, ceilalți au îmbătrânit și nu mai pot. Și terenul a rămas nemuncit. Și aici, în jurul nostru, sunt locuri goale, uite, bălării, așa cum vedeți. Deci, asta e. Păi eu am un cumnat care are 10 copii și toți au plecat în Anglia. Așa că... Și alții care au mai luat servici. Este rentabil să mai lucrezi pământul în această perioadă, în această zonă? E mai bun un servici decât cu grădinăria. Un serviciu bunicel, așa, dacă ai 30-40 de milioane, cum e acum, e mai bun. Dă randament mai bun și ești mai odihnit, mai liniștit. Aici eu am avut serviciu, sunt pensionar și mai fac și din asta. Deci, tinerii se mai îndreaptă către astfel de activități? Nu, rar. Decât am decât un nepot care s-a axat pe asta și a făcut solare și văd că se descurcă. Și-a luat locuri pe la Brătești acolo și se descurcă. Dar greu ca să te descurci cu asta. Majoritatea au abandonat și au plecat la servici. În zonă sunt foarte multe terenuri rămase nelucrate, din păcate. Mai mult de jumate terenurile sunt goale. Cultivăm câte de toate, câte puțin. Clientul în piață să-și umple punga, ia câte dă. Ia câte puțin și clientul. Eu nu sunt bani. Pensii mici, săraci, târgoviștea, întreprinderi, nu vedeți, numai, cum să zice, mai pensionar mai cumpără. Sunt suprafețe multe nelucrate aici în zonă? Sunt, vreo 25% sunt. Suprafețe care în anul trecut erau cultivate? Cultivate, aveam apă, nu ne oprea apă. Acum, din cauza apei, le-a lăsat oamenii și au luat servicii.